Scandalul care a zguduit Arhiepiscopia Tomisului scoate la iveală aspecte șocante din spatele straielor bisericești. Se pare că părintele șantajat, care a decis în cele din urmă să mărturisească întreaga poveste, are antecedente. Se pare că scandalul sexual din 2012, când mai mulți slujitori ai bisericii au fost dezvăluiți în ipostaze compromițătoare cu una din enoriașe, nu a rămas doar o pată neagră din trecut. Și asta pentru că protagoniștii șantajelor de acest gen nu au încetat să facă noi victime, printre care se ascund în spatele straielor preoțești. De data aceasta este vorba despre unul dintre consilierii al preasfințitului Teodosie. Părintele Ciprian Stoichiță are 35 de ani și este paroh la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Constanța. Însă povestea pe care au scos-o șantajiștii la iveală s-a petrecut în urmă cu mai bine de un an, pe vremea când acesta slujea la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul din Techiriol. Stoichin nu a picat întâmplător în plasa șantajiștilor. Enoria și săi din Techiriol povestesc amuzați cum părintele, apreciat și pentru aspectul său fizic, a fost prins de preoteasă cu o admiratoare chiar în dormitorul conjugal. Eu am auzit mai... că l-o fi prins nevasta cu o prietenă de a ei. De a ei? Da, da, da. Pentru noi a fost deosebit. Băiat. Pentru că am avut pe mama, a venit mereu. Ca și la noi venea. E mai tânăr, mai în vârstă, mai bătrân, mai... cum nu. E? Până în 35 de ani, până cred 35. Eu. Da? Da, da. E mai frumușel așa? E mai băiat, bărbat frumos? Îl iau fetele? Este, dar pentru noi a fost, v-am zis, deosebit. În urma incidentului de atunci, Stoichin a fost mutat la Constanța, iar întreaga poveste a fost dată uitării. Asta până zilele trecute, când trecutul l-a ajuns din urmă pe preot. Părintele a fost nevoit să mărturisească totul atât în fața polițiștilor, cât și a superiorilor bisericii, iar acum va trebui să-și primească penitența. Cât despre cei care se ocupă cu șantajarea pe 10.000 de euro a preoților, polițiștii au toate datele. Ionuț Picu este creierul șantajului cu popi. Descendentul unei familii renumite de preoți din Constanța, tânărul de 27 de ani, a început să-și asocieze numele cu scandalurile din anul 2008. Al doilea este excentricul Marcel Marin, teolog pasionat de culturism. Are 29 de ani și a făcut parte din corala Armonia Arhiepiscopiei Tomisului, iar anul acesta a participat și la un concurs de talente muzicale împreună cu alți 5 teologi de la corala Armonia. Fie că vorbim despre victime sau infractori, cert este că numele implicate în aceste scandaluri pătează imaginea arhiepiscopiei, indiferent dacă personajele mai fac sau nu parte din lumea religioasă.